Ne-am întors și mă bucur că v-am găsit aici în formula completă. Hai să vedem ce subiecte ne așteaptă, pentru că iată, calvarul a început când părinții au fost anunțați că fiul lor a fost dus în stare gravă la spital. Asta după ce a fost bătut crunt de un bărbat periculos. Loviturile nemiloase i-au lăsat tânărului urme pe viață, iar părinții lui spun că agresorul i-a luat acum și pe ei la țintă. În direct cu noi sunt Simona și fiul ei, Narcis, de la care vom afla mai multe despre situația prin care trec. Bună ziua, Simona! Bună ziua, Narcis! Bună ziua! Deci, Simona, tu ești mama lui Narcis? Eu sunt mama lui Narcis, da. Ești foarte tânără, de asta nu-mi venea să cred că ai copii atât de mari. Bravo, felicitări! Să-ți trăiască, să-ți fie sănătoși. Uite că, din păcate, ne sunt cu niște probleme care au fost extrem de grave la acel moment. Ce s-a întâmplat? Hai să o luăm cu începutul. Unde locuiți, cu ce vă ocupați, câți copii aveți și așa mai departe. Locuim în Sadnova, Ceraș Mihăilești, județ Giurgiu. Cu ce vă ocupați? Ne ocupăm cu grădin, cu solare, cu flori. Vă ascultăm. Și am doi băieți, pe Narcis și mai am încă un băiat mai mare, pe Eduard, fratele lui. Da, da, te auzim, da, cred că ne auzi și tu, Nicu, că într-adevăr în asta e. Se aude un ecou. Pe data de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, exact în prag de sărbători, a venit băiatul meu să-mi spună seara că merge la un club în apropiere, în Buturugeni, tot județul nostru Giurgiu. Mergând acolo cu fratele lui și cu un prieten, intrând în discotecă, în acel club, un băiat a venit către prietenul lui și să provoace scandal. Băiatul meu, Narcis, încercând să amelioreze treaba și să nu se ivească scandal, a mers să-l întrebe ce a avut cu acest prieten al lui. La care, vis-a-vis de această discotecă, de acest club, avea pe timpul pandemiei acest numit bosniacul deschis o sală de păcănele și atunci a ieșit afară bosniacul, la care avem și filmulețul că s-a repezit în băiat, l-a luat la pumn, l-a lăsat inconștient, i-a dat cu bară metalică, i-a dat cu telescopică și a rupt piciorul. Cu telescopică, da, i-a dat și a rupt piciorul. A mers în acea noapte, spre dimineață a venit fratele lui acasă, țipând, urlând că fratele lui este în spital cu piciorul rupt, că nu a venit ca să se intereseze de caz niciun domn polițai care era atunci de serviciu, nu a venit ca să se informeze despre el, în ce situație se află. Am mers a doua zi, de fapt chiar atunci am mers la spital și a doua zi am mers la poliție, mi-a spus că nu stă dânsul, că este în concediu prenatal. Domnul polițai care i-a preluat acelui fost polițai serviciul, pentru că polițaiul care a fost cu cazul cu Narcis și-a băgat demisia la două zile. Dar cel care a fost agresor... Și a preluat un agresor, domn polițai pe nume. Agresorul mă interesează. Ce tip de afacerist? Cu ce se ocupă? Se ocupă cu trafic de persoane, cu... Păi ăsta nu e afacerist, ăsta e infractor. Nu știu cu ce se ocupă, doar este un om foarte periculos. Depinde în ce țară. Stai puțin, păi cum traficul de persoane e infracțiune peste tot? Glumesc, domnul Cornel. Nu, evident că e... Da, aveți probe pentru aceste acuzații, doamna. Aveți probe că... Na, ziceți că face trafic de persoane, poate mai face și altele și acuzațiile vor trebui dovedite. Da, 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 da.
Bun, dar de fapt care a fost motivul pentru care el a silit la bătaie și l-a lovit atât de rău pe fiul dumneavoastră? De la ce s-au luat? Mai exact, nu știu de la ce s-au luat. Nici nu a fost un conflict între el și copilul meu, între el și băiatul meu. Conflict a fost între prietenul băiatului meu și prietenul lui Bozniacu, să spun așa. Și băiatul lui. Iarăși băiatul meu, văzând că ei se iau la harță, a încercat să amelioreze situația. Nici de cum ca să se ivească un scandal sau să înceapă un scandal cu ei. Iarăși acest Bozniac a ieșit de la el din local pe timpul pandemiei, care i-am și reproșat poliției că ar fi trebuit ca acest local pe timpul pandemiei, în special că fiind cu aparate mecanice, cu ce păcănele între ghilimele, nu trebuia deschis și trebuia chiar închis la ora respectivă, pentru că sunt și copii minori și care pot să asiste la astfel de jocuri. Atunci hai să-l auzim și pe Narcis. Hai să-l auzim și pe Narcis. Bozniacul la băiatul meu, când băiatul... Da, haideți să lăsăm și pe Narcis, că fiind el în... Narcis, tu câți ani ai? Bună ziua! Sărumână, am 22 de ani. Mulți înainte. Spune-mi, te rog, ai avut odată vreo altercație sau în ceva de împărțit găști? Ani, în urmă cu 3 ani... Nu, nici nu-l cunoșteam pe acel băiat, doar din auzite atât că e bozniacul, dar n-am avut niciun fel de treabă cu el, n-am avut... Eu nu sunt o persoană agresivă, nu am treabă, sunt un copil. În seara când am fost la discotecă, un prieten de-al meu s-a certat cu un băiat acolo, eu aveau niște conflicte, nu știu ce vorbeau acolo, și eu când se intru în discotecă, în club, m-a strigat prietenul meu, cum ai venit un prieten de-al celălalt băiat, că vină că mă bat ăștia. Și eu când am ieșit, băiatul ăsta a fugit în față la el, la bar, la Bozniacul ăsta. Și când m-am dus acolo, Bozniacul a ieșit cu fistul și cu mai mulți băieți de acolo, de la el, din bar, și a venit înspre prietenul meu. Eu eram acolo lângă, explicau și după ne-a dat cu o palmă la amândoi. Și după au sărit, am crezut inconștient și nu mai știu ce s-a întâmplat, că m-am trezit lângă o mașină cu piciorul rupt. A venit un prieten de-al meu, m-a băgat în discotecă, m-a văzut fratele meu așa, s-a dus fratele meu după la el să vadă cine m-a bătut cu un prietenul ăsta al meu. Și el atunci a scos sabia la el acolo în bar și i-a zis că i-a amenințat fel și fel de injurii și amenințări, că îl taie și că îl omoară, că să plece de acolo. Și a plecat în momentul ăla, m-a venit și m-a luat pe mine, m-a dus la spital. Înțeleg că ai avut fracturi foarte urâte și știu că sunt informații cu puternic impact emoțional. 90 de zile, stați un pic. 90 de zile, păi este infracțiune din oficiu la peste 90 de zile, nu merge nici măcar împăcarea părților și cred că e la limita tentativei la omor calificat. Aia înseamnă că parchetul ori poliția nu cercetează ceea ce trebuie. De 2 ani de zile, domnule. Să avem reținere în această seară, dacă noi stăm la un dosar penal de tipul ăsta cu 90 de zile, știi ce înseamnă 90 de zile în grijă medico-legală? Bătaie cu simt răspundere. Și la limita tentativei la omor calificat. Eu am instrumentat foarte multe dosare și știu exact care sunt leziunile pe care le suportă un om când este vorba de 90 de zile de îngrijire. Atenție, medico-legale, nu spitalizare. Medico-legale înseamnă că a necesitat chiar și acasă să stea cu acele recuperare. Da, da, haideți să-l întrebăm măcar cât de grave au fost. În aceste condiții, până la cât de grave au fost, eu vreau să sintetizez. Poliția și parchetul au o mare problemă aici. Înseamnă că doamna are dreptate. Există un raport de cauzalitate între infracțiune, infractor și poliție, procuror. Nu există altă... Deci nu există. Aici nu vorbim de o faptă cu cu autor necunoscut. Nu am faptă fără autor. Aici am și faptă, am și autor. Iar după 2 ani de zile, nu mai vorbesc că trebuia reținere și arestare preventivă, da, pentru că era clar. În opinia mea, sigur că da. Dar deci, domnul Coar, numai un pic, stați un pic să înțelegeți de acasă cât de grav a fost bătaia asta. Păi copilul ăsta, că eu de aia l-am întrebat câți ani are. El are 22 de ani acum. Bătaia a avut loc acum 3 ani. Deci el avea 19 ani, săracul de el era chiar un copil. Și după 3 ani de zile noi discutăm la televizor o speță pe care parchetul din Giurgiu și poliția din... De unde sunt ei? Unde a fost scandalul? Din comuna... parchetul din din Bolentin. Ah, la Bolentin acolo. Mergeți la din comuna Bolentin. Și poliția din...
Da, nu ne rezolvă nimeni, pentru că dosarul a stat la postul de poliție Buturugeni. La Buturugeni. Timp de 2 ani de zile. Așa, stai un pic. Valentin, spune-ne. Deci, domnul polițai de acolo, cel puțin Valentin, m-a băgat în seamă. Narcis, cât de grave au fost? Ce ți s-a întâmplat, efectiv, de a trebui să stai 3 luni de zile în spital? M-a operat, mi-a băgat tijă, șuruburi, în picior. Efectiv, nu mai putem să mergem. Uitați cum arată piciorul lui. Așa arată. Da, am înțeles, dar nu am cred că două intervenții până acum. Zim ce făptașul, agresorul este liber, nu? Este liber. A stat, vă dați seama, cu ploscă, 3 luni de zile, nu s-a putut juca jos din pat, liber cu și picioarele rupte. Și tot amenință. Tot ne amenință. Domnule Coarnă. După ce am fost bătut și cu piciorul rupt, Păi și în clipa de față aveți o altă plângere vis-a-vis de amenințări? După ce am fost bătut cu piciorul rupt, mi-au usturat și părinții și mi-au amenințat că nu o să mă ieșim afară, că o să mă omoare, că nu o să fie bine de noi dacă o să depunem plângere și tot așa. Păi dar nici nu era nevoie de depus plângere. Eu de frică nici aici nu au obligația legală, poliția să facă cercetare penală. Este foarte important să aflăm când ai ajuns la spital de urgență, în urgență, în acea Nici seară. Nici cel puțin nu a mers după el. Doctorii au chemat poliția, că erau obligați cei de la spital să cheme poliția. Nimeni nu a fost după el. Nu, nu a venit nimeni. Nu, pentru că el a fost înainte de acest incident. De acest incident, el a lucrat ca în pază la spitalul municipal unde băiatul meu a fost. Și el în acea zi m-a sunat și mi-a spus: niciodată nu ai să reușești să rezolvi ceva în spitalul municipal, pentru că acolo eu am fost șeful bodyguardzilor. Și nu ai să reușești să faci nimic absolut. Și de la poliția, de femeie, de la poliția, la pază, la medici și la camera de gardă. Nu a anunțat nimeni nimic. Specialatul poliției județene. Eu cred că lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că e obligatoriu. Ei spun că nu s-a prezentat niciun polițist. Aia e altă discuție, nu înseamnă că nu au anunțat. Da, aici trebuie făcut o verificare. Nimeni. Trebuie făcut o separare. Una e comunicarea și alta e faptul că poliția nu a venit. Sau că au venit mai târziu. Că există posibilitatea să veni mai târziu. Dar la fața locului au venit polițiști să cerceteze acolo? În fața acelui club? Au venit niște polițiști, doar că nu au apucat că am... Poftim? Nu au apucat pentru că m-am dus înainte la salvare, că nu m-am întârziat și salvarea și mă durea foarte rău piciorul. Și am plecat la spital. N-am mai stat să dau declarație, să... Dar era obligat să vină la spital și să-ți ia declarație? Bineînțeles că da, obligatoriu, dacă se... În starea în care era, există și posibilitatea să nu poți să-l audiezi, pentru că medicul dispune acum. A doua zi, a treia zi, n-au venit nici dar după ei trebuiau să meargă să facă cercetarea la fața locului. Să vadă starea victimei, nici după martor. Mai puțin, eu vorbesc în favoarea dumneavoastră. Trebuiau să vadă starea victimei, foaia de observație clinică, diagnostic provizoriu, dacă medicul dădea acordul, la audiau, dacă nu, nu. Că se declar, și eu întotdeauna când mergeam, medicul îmi spunea: domnul Coarnă, așteptăm pentru că trebuie să-l stabilizăm. Și atunci eu făceam verificările preliminare cu acele documente pe care le aveam la dispoziție la solicitarea mea de la spital, foaia de observație pe care o aveam, sau copie după ea. Și ulterior mergeam în fața locului, identificam martorul, culegeam informații, investigații, audiam. Și în funcție de diagnostic îmi dădeam seama ce tip de infracțiune e. Pentru că aici vorbim de niște infracțiuni progresive, starea lui poate evolua, poate să ajungă și la o lovitură cauzatoare de moarte, la un RCM se putea întâmpla. Da, domnul Cornă, explicați-mi așa practic, că știți mai bine decât mine, cum se întâmplă. Deci avem așa, în urma unei ieșiri la discotecă, niște băieți s-au încăierat. Standard, dar mai avut un amas. Așa, exact. S-au încăierat niște băieți atât de rău, încât unul a bătut pe celălalt, pe un copil de 19 ani, de l-a băgat în spital 3 luni de zile. Da. Stă copilul cu ploscă, cu tăbalea, cu piciorul rupt, cu intervenții chirurgicale, cu tije, cu nenorociri, cu vai de capul lui. Era și unul dintre stâlpii de bază în familie, pentru că ei muncind pământul. Injecții de coagulare și plus asistentă permanentă angajată. Da? Da. El era și un om de bază, că mama având doi băieți, muncea cu ei pământul, serii solare. Luni de zile. Deci muncea în România, da, domnul, nu fura în străinătate sau făcea proxenetism, sau, dar muncea cinstit la el acasă, în România, da? Unul din tinerii care au ales să rămână acasă, da? Bun. Țara are grijă de el. Deci îi dăm o mamă de bătaie la discotecă, îl băgăm în spital vreo 3 luni, îl lăsăm fără capacitate de muncă încă niște ani de zile, da?
Bagă bani, că nu suportă statul banii pe care trebuie să-i bagi în îngrijirea și recuperarea unui copil, după care te rogi de poliție și de parchet să-și facă treaba. Și nimeni nu mișcă. Dar ziceți-mi un pic, domnul Coarnă, cam cum e treaba asta? Bă, l-a bătut ăla al nostru, mă, bosniacul, l-a bătut pe unul, mă, i-a rupt tot. Ce facem, mă? Bă, nu știu. Bă, ne ce facem? Ne facem că plouă, asta facem. Nu, dar cum? Da. Nu, stați un pic, cum? Procedural, bă, cum? Bă, ce facem, mă? Că ne-a făcut masa plângere. A venit și băiatul, a făcut două procedural plângeri. Procedural ne-a explicat domnul Coarnă de atâtea ori. Bun, deci ca idee. Bă, da, ce facem cu asta? Avem și, avem și imagini. Avem și imagini. S-a băgat ăla în gâtul ăsta, l-a nenorocit în bătaie. Și ce facem? Bă, nu știu, eu ies la pensie sau îmi iau concediu. Vă descurcați voi. Și unul înțeleg că a ieșit la pensie, nu? Sau ce s-a întâmplat cu polițistul ăla? Unul dintre ei. Sau a plecat în concediu? Nu le-a concediu de îngrijire copilului. Nu, nu. Și-a băgat demisia. Și-a băgat demisia un polițist. Bun. Foarte bine că a plecat. Ăla a rezolvat-o. Zice, bă, nu știu, descurcați-vă voi. Era polițistul corect? Foarte bine că a plecat. Din toată instituția aia? Probabil că știa. Dacă și-a dat demisia? Probabil că știa ce e acolo. Și atunci, încet, încet, prezum și s-o cred pe doamna cu trafic de persoane. Probabil că știa ce e acolo, pentru că tipul ăsta de infracțiune de multe ori are legătură cu vârfurile sociale din județele astea, cu președinte CJ, cu șeful poliției, cu șeful parchetelor, că se împart banii la nivelul ăla. Încrengătura. Bine, bine, asta e deficitul ăsta. Nu avem probleme, e doar părerea dumneavoastră. Dar eu mi-aduc aminte de astfel de discuții înainte să intrăm. Părerea unui om care 25 de ani a înțeles aceste mecanisme și le-a combătut în mod constant. Pentru că oamenii ăștia luau șpagă fără să respire. Eu când închideam acele discoteci despre care tot am discutat, pentru că îndeplineau condițiile prevăzute de lege, mă suna prefectul, mă suna de la CJ, mă suna șeful poliției, da, toată lumea mă suna, dar eu... Pare că ne întoarcem în timp. Nu, nu, nu. Am rămas acolo, am rămas, n-am plecat. La 2003, n-am plecat niciodată. Să intrăm în Uniunea Europeană. E mai rău că ne întoarcem în timp. Dacă ne-am fi întors în timp, din 3 în 3 se mai rezolva câte una, acum se mai rezolvă niciuna.